Bună! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Nu vine să cred că a trecut deja o lună din 2017, dar eu sunt pregătită deja să vorbesc despre produsele mele preferate de beauty din luna ianuarie. Și am să încep cu uleiul de cocos presat la rece de la Solaris. Este departe produsul pe care l-am folosit cel mai mult în luna aceasta. Pe tot corpul, inclusiv pe călcâie, pe buze și puțin și pe față. Spun puțin pentru că am tenul mixt și nu pot să-l folosesc pe post de cremă. În plus, are un preț extrem de bun și este departe din seria uleiurilor de corp și a uleiurilor de cocos pe care eu le-am testat de-a lungul timpului pentru că îmi place foarte mult cocosul. Este departe produsul cu cel mai bun preț. Nu în ultimul rând, îmi place faptul că are un parfum de cocos mult mai persistent și îmi place foarte mult cum miroase pielea după ce îl folosesc. Și îmi place și textura, faptul că inițial este ca o cremă, însă în momentul în care încep să întinzi pe piele, capătă consistența unui ulei. În luna ianuarie mi-au apărut câteva coșuri urâte sub piele. În mod normal nu mă confrunt cu această problemă, așa că înainte de a-mi cumpăra un produs nou, am zis să verific dulăpiorul produse pe care le-am primit de-a lungul timpului, dar pe care nu am apucat să le testez. Și am descoperit acest produs, Clarisonic Refreshing Gel Cleanser. În mod normal se folosește cu peria Clarisonic. Eu l-am folosit ca atare, l-am întins pur și simplu cu degetele pe față, până s-a creat o spumă și apoi l-am înlăturat cu apă și mi s-a părut că a avut un efect genial. Am rezolvat problema coșurilor într-o săptămână, maxim două, și am folosit o dată cel mult de două ori pe săptămână. Prin urmare, eu zic că funcționează, așa că vi-l recomand. Vreau să vă vorbesc și despre un produs nou pe care l-am testat pentru îngrijirea părului și apoi trec la recomandările de make-up. În ianuarie a avut loc lansarea colecției Balmain Hair Couture. Iar eu am testat deja Balmain Silk Perfume. Este un spray pentru păr cu infuzie de ulei de argan. Dacă ați urmărit deja clipul Cum să ai un păr superb, cu siguranță știți că ador produsele cu ulei de argan. Prin urmare, era imposibil să nu-mi placă și acesta. Deși pare un recipient umplut cu apă, este de fapt un elixir pentru păr. Un produs care dă strălucire părului, îl face foarte mătăsos, îi dă un aspect mult mai sănătos și lucios. În ultimul rând, îmi place și ambalajul. Este unul minimalist, însă vine la pachet cu un accesoriu foarte glamorous, așa, respectiv această pompiță. Prețul este ușor biperat, însă zic eu că merită toți banii. Costă în jur de 159 de lei. Primul produs de make-up despre care vreau să vorbesc este acesta. CC Cream-ul de la L'Oréal. Aveam pretenții foarte mari de la el, asta încă de când a început toată acea nebunie cu BB Cream și CC Cream. Știam că brandurile de mass market s-au inspirat din produsele asiatice, așa că acesta fiind made in Korea, mă așteptam să fie un produs absolut fantastic. Plus că așa este și promovat, ca fiind Dumnezeul CC Cream-urilor. Am fost dezamăgită de el și atunci probabil vă întrebați ce naiba caută în favoritele lui. Am să vă spun și de ce. Am tot fost in a love and hate relationship cu acest produs și m-am tot gândit dacă să fi-l prezint sau nu, însă adevărul este că l-am folosit foarte des în luna ianuarie. De aceea l-am inclus și în acest clip. O să aplic o cantitate mică de produs. Vedeți că este exact ca o cremă, foarte albă. Însă în momentul în care încep să o întind, se închide se transformă într-un fond de ten foarte deschis la culoare. Dar are o acoperire bună. Și acum, ca să vedeți diferența de culoare de la început și cea care a ajuns acum, o să șterg un șervețel. L-am folosit foarte mult în luna ianuarie pentru că aceasta a fost o lună lipsită de evenimente, așa că și machiajul meu a fost mult mai relaxat, mai natural. Prin urmare, l-am folosit atunci când mergeam la sală sau, nu știu, în vizită până la ai mei, asta însemnând un drum de mers pe jos de 10 minute. Însă, ce nu-mi place la acest produs este faptul că nu poate fi folosit în combinație cu niciun alt produs. Nu poate fi fixat cu produse pudră, mi se pare că aspectul este cakey. Pur și simplu nu se lipește nimic de el, cam asta ar fi, pe scurt, explicația de ce nu îmi place acest produs. Însă, dacă obișnuiți să vă machiați natural și nu folosiți pudră,
Atunci acesta este un produs excelent, pentru că are o acoperire bună, nu încarcă tenul și se simte plăcut. Pur și simplu, fiind albicios, neutralizează toată acea roșață a tenului, camuflează imperfecțiunile, așa că, da, dacă vă place să folosiți doar fond de ten, să spunem, în mod normal, și să aplicați puțin rimel, eu știu, acesta poate fi un produs excelent. Din colecția mea de pensule face acum parte și acest set din gama MAC Nutcracker Sweet, colecție lansată în luna decembrie. Îmi place foarte mult și acest por fard în care vin pensulele, foarte colorat și drăguț. Haideți să vi le și arăt, deși nu sunt promovate ca fiind un kit pentru călătorie, mi se par perfecte pentru luat în vacanță, pentru că sunt foarte mici. Iar dintre toate, aceasta este preferata mea și am ajuns să o folosesc în fiecare zi, pentru că este perfectă pentru conturarea nasului. Tot în luna ianuarie a avut loc o altă lansare importantă în materie de produse de make-up. Mai exact, Avon a lansat gama MARC. E de produsele pe care le-am testat atunci, cel mai mult m-a impresionat acest rimel, care promite gene spectaculoase. Dacă ați urmărit și alte clipuri pe care le-am filmat, cu siguranță știți că rimelul meu preferat era de la Paris Saxe Recurvant. Din păcate, au schimbat ambalajul și odată cu asta și formula. Urăsc când se întâmplă asta, mai ales când chiar descoperi un produs care îți place extrem de mult. Prin urmare, m-am bucurat să am la îndemână acest nou mascara de la MARC, pe care vi-l recomand să-l aplicați în cel puțin două straturi, pentru că la primul nu face mare lucru, doar separă destul de bine genele. Însă de la al doilea dă volum, alungește și te lasă să-ți modelezi genele așa cum vrei. Prin urmare, vi-l recomand. Dacă adorați iluminatoarele, atunci nu trebuie să ratați următoarele două recomandări. De-a lungul timpului am testat o mulțime de produse, însă de fiecare dată m-am întors la același produs preferat, respectiv pudra iluminatoare de la Paris Berlin în nuanța LU2. Așa arată. Pare foarte portocaliu, însă are irizații argintii, ceea ce îl face să fie ideal pentru iluminarea pomeților. Haideți să vă arăt cum se vede pe piele. Este minunat. Când l-am descoperit, recunosc că îmi venea să mi-l pun pe toată fața. Am spus ce iluminator folosesc pentru pomeți, iar pentru restul feței folosesc un fard pulvere de la Glazel Visage în nuanța G1. Acesta are irizații argintii, așa că este ideal pentru a-l aplica în colțul intern al ochilor, sub sprânceană, pe panta nazală și deasupra buzei superioare pentru a da volum. Așa arată, pare tot piersiciu, dar de fapt este foarte deschis la culoare. Haideți să vedeți cum arată pe piele. Din păcate, acest fard nu are o rezistență la fel de mare ca pudra iluminatoare de la Paris Berlin, așa că înainte de a-l aplica folosesc întotdeauna produsul de lângă, mai exact Paintpot de la MAC. Acestea au fost produsele mele preferate din luna ianuarie. Abia aștept să citesc comentariile voastre și să-mi spuneți dacă le-ați încercat. Și dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să dați thumbs up și subscribe. Până data viitoare, vă pup!